Cătă, prima întrebare, cum te simți în acest moment? Acest moment mă simt bine. Deși am dormit puțin azi noapte și sunt un pic obo, am energie că știu că am o zi plină în față. A doua întrebare, crezi că pandemia te-a schimbat în vreun fel? Da. Și nu doar pe mine. Cred că și la primul rând la nivel social. Că m-am observat pe mine că, nu știu, m-am obișnuit mai tare acum că sunt barurile închise, să merg la oameni acasă, la întâlniri, că oamenii nu mai sunt bari, ies acasă. Și m-am obișnuit foarte tare cu chestia asta și mă observ că îmi place. Recunosc că îmi lipsesc barurile, un pic. Și din când în când ar mai merge, dar asta, în primul rând, pe pază socială, că parcă oamenii, mi se pare că la petrecerea acasă e mai multă intimitate și poți să vorbești mai mult, nu e muzica așa tare, nu dansează oamenii sau așa, și pur și simplu e pe vorbă și pe cunoaștere. A treia întrebare, ești vaccinată? Da. Ce înseamnă vaccinul pentru tine? Sincer, înseamnă un certificat cu care poți să intru în locuri. Iar ca follow-up la întrebarea asta, cum te-ai simțit când ai aflat că există un vaccin contra COVID? Nici cum. A fost ok. A patra întrebare, ce gânduri ai despre educația online? O să încep cu pro. Mi se pare foarte bună pentru că anul ăsta am început să lucrez și mă ajută foarte mult chestia asta, că pot să fiu și la lucru și pot să fiu și la curs în același timp, deși am un singur curs care se suprapune. Dar pe lângă asta, nu știu, că pot să ajung acasă și am la 5 și la 5 am curs și am deschis laptopul și am intrat. Și e confortabil și, și uite, acum e urât afară. Nu mi-ar fi plăcut să mă duc la facultate pe vremea asta, mai ales dacă, nu știu, aveam un curs de 3 ore. Să mă duc o oră ca să mă întorc altă oră ca să stau acolo 3, nu e fan. Partea proastă, mi se pare că îmi pierd atenția mult mai ușor. Pentru că trebuie să stau în fața unui calculator, nu am interacțiunea socială pe care o aveam înainte, mai vorbeam cu un coleg când simțea că nu mai pot. Așa că, nu știu, stau pe telefon sau fac altceva în timpul ăsta. Mai ales că n-a pot să stau cu camera închisă. Și e și factorul că sunt acasă, nu știu, și mă simt mult mai confortabil, așa că îmi vine să mănânc, mă duc și mănânc. Mă vine să nu știu ce, mă duc și fac chestia A cincea întrebare, ce înseamnă masca pentru tine? aia. Foarte bună întrebare. Masca. Nu-mi place. Nu-mi place masca. Înțeleg scopul. Doar că uneori mi se pare că purtarea măștii este un act de ipocrizie, dacă vrei. Adică a fost incidență mult mai mare și n-am purtat mască, și la incidență mai mică, dintr-o dată ne pun mască și tot așa. Adică mi se par niște chestii pe stradă, nu-mi place absolut deloc. Și te că previn cumva și la prima întrebare, cum simt că m-a influențat pandemia pe partea asta, faptul că oamenii poartă mască pe stradă, nu știu, mă fac să mă simt mai deconectată de ei față de momentul în care le văd fețele. Și am trăit asta pe pielea mea când am fost plecată în vară, în Ungaria, unde nu purta nimeni mască nicăieri, nici în autobuz, și pur și simplu am simțit altfel vibe-ul de acolo, mult mai cald și mai prietenos față de tot în aceeași excursie am fost după în Cehia, unde se purta mască și efectiv am simțit un vibe mai rece pentru că nu ne puteam vedea oamenilor fața. Și nu-mi place nici mie că nu mi se vede fața. Am aparat dentar și îmi place să zâmbesc cu el și nu mi se vede din cauza măștii. Ok. A șasea întrebare, ce părere ai despre fake news-ul din pandemie și cum te face să te simți? Eu sunt destul de deconectată de partea asta de știri. Persoana care mă mai informează așa cât de cât sunt iubitul meu și la prietenii. Așa că pentru mine nu sunt așa, nu mă influențează într-un mod pentru că nu sunt pusă la curent, dar am observat că unii oameni care stau foarte mult conectați de știri și așa, chiar sunt influențați de asta și am o prietenă care a avut o perioadă în care se uita și efectiv era mult mai speriată decât când s-a oprit și a zis, băi, chiar simt diferența, ce înseamnă să nu mă mai uit la știri și la tot felul de chestii legate de COVID. A șaptea întrebare, ce părere ai despre teoriile conspiraționiste? Cred că sunt. Nu cred în ele.
nu știu, dacă oamenii asta vor să creadă, să creadă. Nu mă deranjează oamenii care cred asta, fiecare cu părerea lor. Dar, adică, cred că e un efect normal a pandemiei. Dintr-o dată oamenii s-au trezit într-o situație în care nu au mai fost niciodată, e alimentată și de frică și na, simt nevoia să-și găsească o explicație. Da, asta cred eu despre asta. A opta întrebare. Ai fost slash cunoști persoane apropiate care au avut COVID? Eu am avut COVID și cunosc persoane, dar am și avut eu personal. Iar ca follow-up la întrebarea asta, cum te-ai simțit când ai aflat și ce gânduri îți veneau în minte? Băi, când am aflat, am fost ok, iși, pentru că prima oară a aflat iubitul meu că are și mi-a zis că nu ne mai vedem azi pentru că am ieșit pozitiv și mi-am făcut și eu test și am ieșit și eu pozitiv și cumva m-am bucurat pentru că puteam să stăm împreună. Că mi-ar fi părut rău să ne vedem 2 săptămâni. Am zis că vin oricum, chiar dacă n-am COVID. Și a zis, nu, nu. Așa, n-am avut simptome foarte rele, adică mi-am pierdut mirosul 5 zile. Prima zi a fost așa ca o răceală, în rest am fost ok. Ce nu mi-a plăcut absolut deloc și ăsta recunosc că la început a fost așa, faptul că n-am putut să ies din casă. M-a terminat. M-a terminat. A noua întrebare, ai pierdut pe cineva care a avut COVID? A zecea întrebare, cum s-a schimbat viața ta după pandemie și ce impact emoțional a avut pentru tine? Păi cred că s-a schimbat prin faptul că nu mai am aceeași libertate pe care o aveam înainte, ceea ce, na, e frustrant. În același timp am observat că noi ca oameni suntem foarte, adică știam asta, dar din nou mi s-a arătat că ne adaptăm foarte ușor și că am observat și asta la mine, adică n-am mai putut să fac chestii, dar mi-am găsit modalități de a le, nu știu, de a face același lucru, dar altfel. Așa? Mai poți să-mi spui o dată întrebarea? Sigur. Cum s-a schimbat viața ta după pandemie și ce impact emoțional a avut pentru tine? Cum s-a schimbat? Mi se pare, nu știu, eu din suflet aștept să revenim la normalitate. Adică simt că nu e așa trebuie să fie și sper să nu țină foarte mult timp. A 11-a întrebare. Crezi că pandemia ți-a afectat relațiile și dacă da, de ce? Da. O să încep cu părțile bune. Cred că mi le-a afectat ce spuneam și înainte, că acum ieșind la oameni acasă, ești mai apropiat de ei pentru că n-a vorbit mai mult și vă vedeți mai în grupuri mai restrânse. Partea proastă este faptul că simt că în ultima perioadă mă văd mai rar cu oamenii, adică nu doar din datorită mie, să zic așa, din cauza mea, ci și din cauza lor, că pur și simplu oamenii s-au, dacă vreau, au devenit parcă mai comozi și parcă într-o zi decât să ieși, parcă te-ai obișnuit să stai în casă și e ok, sau... A 12-a întrebare, dacă ai putea schimba un singur lucru în pandemie, ce ai alege să schimbi? În pandemie, adică legat de ce? Mai exact, absolut orice, de la, nu știu, a face vaccinul mâncând gogoși, să zicem. Orice ai schimbat în pandemia asta, în perioada asta de 2 ani, dacă ai putea să schimbi ceva, ce ai alege să schimbi? Legat de tine, de ceilalți, de, nu știu, absolut orice. Păi, cred că aș schimba virusul, aș face mai puțin periculos. A 13-a întrebare, te consideri mai fericită acum față de cum erai înainte de pandemie? Nu, mă consideră la fel. Adică, cred că pandemia nu are un efect atât de puternic asupra stării mele de bine. A 14-a întrebare, cum crezi că a fost sănătatea ta mentală de la începutul pandemiei până acum? Acum pot să zic că e mai bine ca la început, pentru că lockdown-ul la fel m-a terminat. Am avut mare noroc că în momentul respectiv locuiam singură și am avut niște prieteni drăguți care s-au oferit să mă primească la ei în casă. Și sunt recunoscătoare lor pentru chestia asta, pentru că aș fi nebunit. Aș fi nebunit. Și oricum a fost greu. Nu simțeam că nu
era foarte frustrant că nu știai când o să se termine, adică când o să poți să ieși din casă, iar ieșirile la magazin erau Dumnezeu. Așteptam cu sufletul la gură să mergem la magazin, să ies și eu puțin din casă. Deci pot să zic că la început a fost destul de greuț. A fost și frumos, că na, ce spuneam și înainte de bonding-ul cu oamenii. Și era, a fost foarte interesant știi, să stai cu niște oameni în casă, care sunt și prieteni. Dar, na, eram destul de terminat la început psihic. Acum sunt mai bine, pentru că na, m-am adaptat, nu mai sunt aceleași restricții. Dar încă, și încă mai sufăr un pic, așa că așa. Cum funcționează lumea acum. A 15-a întrebare, ce te-a învățat pandemia pe tine? Ce m-a învățat? Că oamenii se descurcă. Că orice ar fi, cumva putem păstra conexiunile dintre noi și că nu schimbă cu nimic o prietenie sau o relație. Distanța asta. Și către ultima întrebare, cum te simți în acest moment? Un pic melancolică. Un pic melancolică, că am stat așa și am trecut prin amintirile pandemiei și... Da, m-a emoționat un pic. Ok, asta a fost interviul. Mulțumesc frumos! Cu mare drag!